Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi se află invitat în studio astăzi domnul Sorin Vrăjitoru, deputat din partea PSD. Bună ziua, domnule deputat, și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Iată, am ajuns la final de mandat. La final de mandat, da. Ultima zi. De fapt, luni este ultima zi. Ultima zi va fi luni. Cum a fost? Cum vă caracterizați mandatul? Cum îl vedeți? Da, un mandat plin, un mandat cu de toate, ca să spun așa, asta și datorită faptului că a intervenit această pandemie și ne-a dat peste cap activitatea și modul de lucru curent. Un mandat cu multe realizări pentru noi, pentru călărșeni și, spun eu, și pentru România. Să luăm un pic și să discutăm despre fiecare proiect al dumneavoastră, atât cât timpul ne va permite. Cu ce să începem? Cu pensiile, cu portul, cu pasajul, cu ce doriți să începem? Da, cu ambulanța, că astăzi va fi un eveniment la ambulanță. Puteți să începem cu ambulanța. Zilele trecute am fost sunat de un reprezentant al acestui sindicat, al ambulanțierilor pe România. Ei aveau în Camera Deputaților un proiect de lege 335 pe 2016 care tot zăcea pe circuitul parlamentar, în care personalului care deservește ambulanța din România doreau să le se acordă niște drepturi legale. Am luat contactul cu ei, am văzut despre ce este vorba, am vorbit cu colegii mei parlamentari și i-am anunțat și anunț și astăzi prin intermediul dumneavoastră că marți în plenul Camerei Deputaților le-am trecut prin votul majorității statutul personalului de pe ambulanță, în care li se conferă și lor, și medicilor, și personalului care deservesc ambulanța câteva facilități care vin și completează munca domnilor lor și îi recompensează în același timp. A spus că acest proiect legislativ zăcea. De câți ani zăcea? Din 2016. Aproape 5 ani. Aproape 5 ani. Ambulanțierii au aflat această informație, chiar au emis aseară, cred, un comunicat de presă prin care anunțau că astăzi vor organiza o acțiune la nivel național în semn de mulțumire pentru parlamentarii care au votat acest proiect legislativ și vor da drumul, este pentru prima dată în istoria ambulanțierilor, când pornesc sirenele pentru a mulțumi, nu în semn de protest, așa cum eram obișnuiți, de această dată pornesc sirenele pentru un minut pentru a mulțumi parlamentarilor care au aprobat această lege. Ați fost invitați la acest eveniment? Da, am fost invitat la ora 12, sunt invitat la noi aici la Călăraș și la acest frumos eveniment și mă bucur din suflet că am reușit să le dăm posibilitatea ca și acestor oameni să putem să le recunoaștem munca și efortul pe care ei îl fac minut de minut, zi de zi, lună de lună și vin în sprijinul nostru al cetățenilor. Și pe această cale vreau să le mulțumesc public. Un proiect pentru sprijinirea ambulanțierilor, însă ați avut un proiect legislativ și pentru călărășeni, pentru restul călărășenilor și ne-ați ajutat să ieșim la pensie cu 2 ani mai devreme. Dați-ne mai multe amănunte despre acest proiect legislativ. Da, am tot vorbit la dumneavoastră în emisiune și o fac mereu cu mare plăcere și mă mândresc pentru faptul că am reușit pentru noi, pentru călărășeni, practic sunt cei care m-au ajutat și m-au trimis în Parlamentul României în mandatul 2017-2020, că am intrat un pic mai târziu în Parlament, nu am fost de la început, dar aprofundând legea 263, legea pensiilor, am reușit împreună cu colegii mei, fiindcă am avut nevoie și spun împreună cu colegii mei, fiindcă aceasta este o lege organică, avem nevoie de 265 de voturi în plenul Camerei Deputaților, Partidul Social Democrat nu avea aceste voturi. Am reușit să-i conving și pe ceilalți colegi de la alte formațiuni parlamentare că, virgulă, călărișenii noștri merită și trebuie să aibă și aceste facilități legale. Am fost la tribuna Parlamentului, am explicat de ce avem nevoie pentru noi, pentru călărășeni, și am reușit ca persoanele care au domiciliat timp de 30 de ani
Pe raza factorului de poluare remanent, și aici în speță este uzina coxochimică din cadrul combinatului siderurgic Călăraș, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani de zile, fără să le fie afectate și alte drepturi bănești. Pot să vă spun că din documentarea legii a rezultat că până în 2030 ies la pensie aproape din Călăraș aproape 14.000 de persoane. De asemenea, beneficiază și Comuna Modelul și Comuna Cuzavodă de aceste beneficii. A localitățile limitrofe care se află pe o rază de 8 km. Există riscul ca odată cu aprobarea noii legi în 2021 va fi aprobată noua lege a pensiilor? Să noua fie scoasă această prevedere legală? Da. Nu există acest risc. Am anticipat și intrarea în vigoare a noi legi. Eu nu o să mai fiu parlamentar din următorul mandat. Am fost trecut pe un alt loc care nu mi-a conferit acest privilegiu și această demnitate și această onoare să reprezint Călărașeni în Parlament. Dar am făcut un amendament la noua lege a pensiilor în care dă posibilitatea ca în continuare călărășenii să beneficieze de aceste drepturi. Deci nu există riscul să pierdem acest drept. Despre pasajul de la Drajna, știu că la ultima noastră discuție vorbeam despre scoaterea la licitație acestor lucrări. Ce ați mai aflat? Ce noutăți aveți? Pot să vă anunț în premieră și o să ținem legătura, poate săptămâna viitoare o să fiu prezent la dumneavoastră în studio și cu câștigătorul licitației. Licitația de la pasajul de la Drajna, așa cum l-am denumit noi, s-a încheiat. Nu o să vă dau numele câștigătorului, dar în schimb pot să informez călășenii și pe dumneavoastră că și spre bucuria mea este o firmă din România. O firmă mare din România. Deci s-a desemnat câștigătorul. S-a desemnat câștigătorul. Acum așteptăm practic... Este perioada de contestație? Se intră în perioada de contestație, dar noi așteptăm practic o formalitate să ne vină un document aprobat ca să putem să facem public și numele câștigătorului acestui pasaj. Da, dar cel mai bine probabil ar trebui așteptată perioada de contestații, să se rezolve toate procedurile legale și în momentul în care va fi stabilit, atunci să fie... Da, dar adică practic, să nu existe practic probleme. Licitația s-a terminat, procesul s-a încheiat, deci am făcut amendamentul la bugetul de stat în februarie 2019, astăzi suntem în decembrie 2020, un an și 10 luni, am reușit să parcurgem toate etapele acestui important nod rutier ce se află pe teritoriul județului Călăraș. Acesta trebuie făcut nu de acum, acesta trebuie făcut de 30 de ani. Eu mă bucur că în mandatul meu am reușit să las ceva și o să las ceva în spate pentru noi, pentru județul nostru, pentru călărășeni. Avea Nicolae Iorga, țin minte că am citit undeva că să faci ca pe acolo, pe unde ai trecut, să rămâne ceva în urma ta. Da. Când vor începe lucrările? Dacă totul va decurge normal, dacă nu se va întârzia cu perioada de contestații? Există posibilitatea ca în iunie-iulie să înceapă lucrările. Anul viitor în vară? Anul viitor, da. Anul viitor în vară vor începe lucrările la pasaj. Și termenul de execuție ar fi de? Termenul de execuție este de 18 luni. S-a ales varianta construire pe grinzi de beton. Existau, din studiul de fezabilitate, existau două variante, pe grinzi de beton și pe grinzi de oțel. Pe grinzi de oțel, varianta pe grinzi de oțel era un pic și mai scumpă și necesita un timp mai lung, 24 de luni. S-a ales varianta construire pe grinzi de beton și cu un termen de finalizare de 18 luni, costul estimat al proiectului, al pasajului, este de 27 de milioane de euro. Am înțeles. Și trebuie să facem precizarea că pasajul se va construi pe 4 benzi. Eu am văzut proiectul, este un proiect frumos, un proiect necesar
nouă călărșinilor și nu numai. Dacă ați făcut această precizare că va fi construit pe patru benzi, atunci trebuie să precizăm faptul că acest proiect construit pe patru benzi, într-un fel sau altul, îi va obliga pe cei care vor conduce țara, județul Călăraș, județul Ialomița, să construiască și DN21 sau să lărgească DN21 la patru benzi. Acesta ca proiect de viitor. Eu știu că ați avut și acest proiect în lucru, însă nu a fost aprobat. Când am făcut inițial, când am făcut amendamentul atunci în februarie, am cerut și pentru DN21 să mergem cu el la patru benzi, să-l facem drum expres. Trebuie să facem precizarea pentru cei care nu cunosc exact la ce segment de rutier ne referim. Este vorba de porțiunea de drum care pleacă de la Petrom spre Drajna spre Slobozia, este denumit tehnic DN21. Și am avut această viziune de dezvoltare ca să putem să legăm acest pasaj care va fi pe patru benzi cu DN21 și mai departe cu frontiera cu zona Chiciu. El, de fapt, este integrat într-un drum transregio la nivel național și sperăm ca în următoarea perioadă să prindă finanțare și acest drum să fie drum expres, drum cu patru benzi, astfel încât să integrăm și sau pasajul să-l integrăm în acest coridor de transport. Vă spuneam că inițial am cerut bani și pentru patru benzi, pentru DN21. La vremea respectivă mi-a spus nebunii vrăjitorul, vrea și pasaj și drum și pentru el la Călăraș. Până la urmă am reușit cu pasajul și a fost foarte bine că am luat-o de atunci, din februarie, am pornit toate aceste demersuri cu studii de prefezabilitate, fezabilitate, cu toate avizele necesare. A fost vreo 21 de avize. A fost un pic complicat datorită faptului că toate aceste avize se legau unul de celălalt. Și în zona Drajna știm că avem acolo, trec toate rețelele magistrale de apă, gaz electricitate, cale ferată. Și nu a fost ușor. Până la urmă, acesta, mă refer la lărgirea DN21 pe patru benzi, ar fi un proiect foarte important de luat în calcul pentru viitorii parlamentari. Poate colegii dumneavoastră de partid care vor merge în Parlament și vor reprezenta județul Călăraș pentru următorii patru ani vor prelua proiectele lăsate de dumneavoastră și le vor duce la bun sfârșit, așa cum dumneavoastră ați reușit într-un an și un pic să porniți de la zero cu pasajul Drajna și să ajungeți în momentul de față, decembrie 2020, la închiderea și desemnarea licitației, desemnarea câștigătorului pentru această licitație, mă gândesc că ar fi bine ca viitorii colegi să preia acest proiect și să îl ducă mai departe. Și nu doar acest proiect, probabil ați mai lăsat neterminate și alte proiecte despre care vorbim imediat. Însă DN21 este un drum de o importanță majoră. Avem ieșirea din autostradă pe DN21, face legătura între Slobozia Călăraș, legătura Slobozia spre granița cu Bulgaria. Motive sunt suficiente pentru demararea lucrărilor pe acest drum. Da, dacă vrem să dezvoltăm acest oraș și acest județ, ne trebuie neapărat, avem nevoie neapărat de infrastructură. Pe noi, în Călăraș, ne-a lăsat Dumnezeu așa într-o poziție geografică extrem de bună și mereu am făcut referire și vin în completarea dumneavoastră vis-a-vis de faptul că ne traversează autostrada 72 de kilometri, dacă nu greșesc, pe teritoriul județului. Avem agricultură, avem industrie, avem apă, avem frontieră. Avem, practic, aproape de toate și totuși noi ne aflăm într-o involuție, într-un grad de involuție economică și socială accentuat. Tocmai în această idee vin și spun că viitorii colegi sau colegii care vor intra în Parlament au obligația să meargă mai departe, să găsească alte oportunități de finanțare și de dezvoltare a acestui oraș și acestui județ. Citeam într-un editorial și am mai făcut referire la acest aspect, granița unde sărăcia întâlnește bunăstarea. Și era vorba de județul Ilfov cu județul Călăraș. Eu cred că avem cu toții această datorie să dezvoltăm acest județ și parlamentarii de Călăraș
au obligația să meargă la tribuna Parlamentului să vorbească de Călăraș. Dacă nu vor face asta, nu o să fie reprezentat, orașul și județul nostru nu o să fie reprezentat, adică nu o să fie o voce care să vorbească de de noi acolo. Și să ne reprezinte interesele până la urmă. O infrastructură dezvoltată, probabil un pachet de facilități fiscale acordat investitorilor va duce la o bună dezvoltare economică a județului Călăraș. Însă pentru acest lucru avem nevoie de parlamentari, avem nevoie de oameni care să conducă oamenii locului, în exact, primul rând, în primul care rând, să cunoască foarte călășeni. Bine interesele călărășenilor. Să vină acasă săptămânal, să vadă despre ce este vorba și ce necesități, ce nevoie au călărășenii. Altfel nu vor putea să facă față provocărilor care le au în Parlament. Să-și deschidă cabinete parlamentare în Călăraș, să se întâlnească săptămânal cu călărășenii și să afle doleanțele lor, problemele cu care se confruntă și să încerce să le rezolve. Poate că asta ar trebui. Am vorbit despre pasaj. Aș vrea câteva cuvinte să ne spuneți și despre portul turistic. Portul turistic, da, eu m-am ocupat cu acest proiect în mod special să aduc finanțarea pentru acest port turistic. Documentația și tot proiectul s-a ocupat Consiliul Județean. Pot să spun că finanțarea acestui obiectiv a fost făcută. Din câte am cunoștințe, eu este într-o procedură de licitație. Nu mai știu exact stadiul acestui important proiect pentru noi, pentru Călăraș. Dacă am vorbit despre proiectele implementate și duse la bun sfârșit, cu siguranță aveți și proiecte pe care nu ați reușit să le treceți prin plen. Dați-ne câteva exemple, vorbiți-ne un pic despre ele. Da, decât trebuie să mai facem mențiunea că vis-a-vis de pasajul de la Drajna, și spun asta cu mare bucurie, am avut zilele trecute în momentul când am vorbit cu cei care s-au ocupat de să-mi dea această veste cu finalizarea licitației. Deci, practic, pasajul, noi decât de acum încolo să-l urmărim cum el se va construi. Nu mai este absolut nimic de făcut din punct de vedere al hârtiilor sau al intervențiilor. Vis-a-vis de proiectele mele care încă se află pe circuitul parlamentar, pot să vă spun că încheie acest mandat în numai 3 ani de zile cu 114 inițiative legislative, dintre care 45, și mă mândresc cu faptul ăsta, 45 din ele sunt legi în vigoare. Iar vis-a-vis de proiectele care sunt sau inițiativele legislative, amendamentele care sunt pe circuitul parlamentar, am pentru fermieri, fiind un județ agricol, pe la legea îmbunătățirilor funciare, împreună cu 3 colegi am făcut un proiect de lege prin care dăm posibilitatea celor care accesează fonduri europene să poată să transpună în practică și să vină pentru cei care fac construcții sau amenajări hidrotehnice să ducă toate utilitățile până la punctul de implementare al proiectului. Știți foarte bine că în momentul în care se tranzitează sau se încalcă o proprietate, trebuie să ai acordul proprietarului. De multe ori proprietarul ori este decedat sau nu se află în țară și astfel se pot bloca proiecte și fonduri europene. Noi am făcut acest proiect de lege în care dăm drept de servitute celor care accesează aceste fonduri europene, astfel încât să putem să dezvoltăm fermele României, să dezvoltăm agricultura din România. În perioada mandatului dumneavoastră ați făcut parte și din Comisia de Agricultură. De multe ori ne-ați vorbit despre sistemul de irigații, despre sistemul antigrindină. Haideți să ne amintim un pic despre toate proiectele în care ați fost implicat în această comisie. Da, sunt foarte multe. Chiar mă gândeam să facem o dată o emisiune și să le iau așa un pic pe câte 50 proiecte, așa să pot să vorbesc despre aceste proiecte. În Comisia de Agricultură, spre exemplu, mi-aduc aminte, așa fac un exercițiu de memorie, și avem un pachet legislativ de 7 legi pentru legea muntelui.
în care ne doream să facem abatare mobile pentru cei care au investit în obiectivele în care deservesc aceste facilități, centre de colectare ale laptelui, centre de colectare ale lânii, fiindcă cei care au stâne în zona montană, este foarte greu să poți să strângi toate aceste beneficii care le ai de pe urma animalelor, să poți să le comercializezi. Și noi, statul român, să venim în ajutorul celor care au făcut aceste investiții. Pe zona de infrastructura a irigațiilor, țin minte că în Comisia de Agricultură, în momentul când a venit bugetul de stat, în anul 2019, că în anul, și își fac o paranteză, în anul 2020, bugetul de stat, Partidul Național Liberal, a trecut prin angajarea răspunderii și nu a venit cu el în Comisia de Agricultură și foarte rău a făcut, că atunci, în momentul când vii și îl dezbați, sunt fer convins că există și colegi sau existau colegi care vin cu amendamente bune pentru România, bune pentru agricultură. Am insistat pentru stația de la Mihai Viteazu, stația de repompare de la Mihai Viteazu să fie reabilitată și astăzi, când vorbim, este într-o proporție de 90% reabilitată, astfel încât să putem să facem viabil sistemul de irigație care pleacă de la 388, de la stația de la Ciocănești, de la 388, merge mai departe prin Gălățui, de la Gălățui și ajunge la Mihai Viteazu, de la Mihai Viteazu spre Dragalina, Ștefan Vodă și așa mai departe. De la 29 au fost bugetat inițial 29 de kilometri de canal și tot prin comisie inițial am reușit să ducem la 167 de kilometri de canal bugetarea și investiția acestor sisteme principale de irigații. Sunt multe lucruri care sistemul antigrindină, să-mi aduc aminte, în care s-a creat acea agenție în interiorul Ministerului Agriculturii prin care se puteau cu investiții nu puține, se puteau crește gradul de precipitații. Cantitatea de precipitații. Există o tehnologie care are la bază, și aici fac o paranteză, are la bază un studiu al unei românce din 1972, dar care în România nu a fost pus în practică datorită condițiilor de atunci și a fost brevetat în Franța și în America. Cu ajutorul unor mini rachete încărcate cu ion de argint, se însemânțează artificial practic norul și îi crește gradul de umidificare. Da, știm foarte bine din datele specialiștilor că în momentul în care vedem norii și el nu plouă, nu are un grad de umidificare de peste 60%. Am înțeles. Un mandat plin, din câte putem vedea. Așa cum ați spus, ați lăsat ceva în urmă. Călărășenii își vor aminti măcar de această pensionare anticipată cu 2 ani, dacă nu și de pasaj, cu siguranță ați lăsat lucruri în urmă. Aveți un mesaj de transmis parlamentarilor care vor reprezenta interesele județului în mandatul 2020-2024? Mi-aș dori foarte mult să se aplece asupra nevoilor călărășenilor. Ei sunt parlamentari în România, acolo ești parlamentar român, dar practic călărășenii te-au trimis acolo. Pe ei trebuie să te gândești primul să-i reprezinți. Poate stăm și mă gândeam și vorbeam cu câțiva colegi de-ai mei, iar se zice vrăjitor și vrea asta la Călăraș și ceva la Călăraș. Mă duceam și am vorbit cu drag și pentru noi de județul nostru și mi-aș fi dorit și mai aveam proiecte de continuare și de făcut pentru noi, datorită faptului că noi nu prea am fost reprezentați în Parlament. Am făcut un calcul, deci în ultimii 30 de ani am avut în jur de 50 de parlamentari, județul Călăraș, senatori și deputați, care au fost trimiși de călărășeni, de călărași în Parlamentul României, dar practic nu prea s-a văzut. Nu avem obiective și proiecte lăsate în urmă.
Stau și mă gândesc că dacă fiecare parlamentar care a fost acolo reprezentat făcea un singur obiectiv pe mandat, ar fi trebuit acum să avem 50 de obiective realizate la noi în oraș și la noi în județ. Nu s-a întâmplat acest lucru. Mi-aș dori ca cei care reprezintă de acum încolo orașul și județul Călăraș să poată să facă lucruri bune pentru noi, pentru călărășeni. Domnule deputat, intrăm în perioada sărbătorilor de iarnă și aș vrea să încheiem emisiunea cu un mesaj transmis călărășenilor. Acum, la sfârșit de mandat și cu venirea acestor frumoase sărbători, eu le urez multă sănătate, să aibă grijă de ei și de familiile dumnealor, să poată să ducă mai departe, să aibă o putere de muncă și să ne vedem în nou an cu toții sănătoși și cu multe bucurii. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.